Enchantée. Salutare de sub soare, de data asta chiar putem să spunem că este foarte mult soare și dacă mă veți vedea că mă scurg pe parcursul acestui clip și rămâneți doar cu pisicile să discutați, vă rog să nu vă supărați pentru că sunt cel puțin 750 de grade aici, dar nu mă plâng, adică e bine. E bine, am și o ocazie să folosesc avantajul. Nu despre căldură am vrut să vă vorbesc astăzi, ci despre anticearcăne. M-am gândit eu să fac o retrospectivă așa anticearcănelor mele preferate din ultima vreme și pe care le folosesc cel mai mult în ultima vreme, nu știu, pe care le-am folosit cel mai mult în ultimul an, pentru că mai sunt întrebată ocazional ce anticearcăne recomand, dacă știu niște anticearcăne bune și am venit să vă povestesc puțin despre cele pe care le folosesc eu, cu toate că despre toate v-am vorbit în clipuri, în Get Ready With Me, în favorite și așa mai departe, dar știu că nu toată lumea se uită la clipurile astea sau poate n-ajung la voi tot timpul clipurile astea și atunci am vrut să fac un clip dedicat anticearcănelor și am în fața mea asta să număr 6 anticearcăne pe care le iubesc foarte mult și care consider că merită atenția voastră. Și o să începem cu the number one, the best, the baby, the god. Pentru mine, anticearcănul care are o acoperire foarte mare, deși este foarte light, și anticearcănul care rezistă cel mai mult dintre toate, este cel mai rezistent dintre toate, este hidratant și nu îți usucă zona de sub ochi. Eu am zona asta de sub ochi relativ uscată, câteodată se mai și irită, este sensibilă, este cam singura zonă sensibilă de petenul meu și am nevoie de ceva care să fie light și să nu usuce. Nu am niște cearcăne profunde, colorate, din acele foarte adânci, deci din fericire m-a ferit natura pentru moment de așa ceva și nu am nevoie neapărat de o corecție de culoare, dar sunt și zile în care e bine să pui un pic mai mult coverage ca să mai ascundem așa anumite ore nedormite sau anumite treziri la 3 dimineața. Jimmy, știi ceva de ele? Nu, nu știu. Și ăsta este anticearcănul care pentru mine face toate lucrurile astea. Este și foarte rezistent, este light, adică are o textură foarte ușoară, dar acoperă foarte bine. Și este vorba despre anticearcănul de la Fenty Beauty, pe care cred că m-ați văzut și că îl iubesc deja de câțiva ani și îl folosesc de câțiva ani și vă tot zic de el și este unul din, nu știu, preferatele mele all times, pentru că, v-am zis, face tot ce am nevoie, adică acoperă destul de bine fără să încarce zona de sub ochi, dar are o textură foarte lejeră, așa când îl simți pe piele, ai senzația că este foarte lichid, foarte light, iluminează bine. Nu are și imăr în el, dar are așa un efect iluminant și partea și mai bună este că vine în foarte, foarte multe culori. Puteți să-l folosiți și pentru contouring, puteți să-l folosiți și pentru a acoperi anumite probleme pe față, gen coșulețe, pete și așa mai departe, dacă vă luați nuanța potrivită tenului vostru. Eu ce nuanță am, doamne? Stați așa că nici nu mai știu. 150. Ăsta este The Holy Grail pentru mine, dacă e să vorbim așa. Apoi, următorul care vine tot în zona asta de anticearcăne super iubite și super folosite, pe care l-am recumpărat de nenumărate ori, este ăsta de la Maybelline, The Eraser. Este un dupe foarte bun pentru cel de la Fenty, cu mențiunea că acoperirea nu este atât de mare. Deci, acoperirea este puțin mai mică și mai moderată față de cel de la Fenty, dar la fel și ăsta rezistă foarte bine, hidratează foarte bine zona de sub ochi, nu se strânge, nu îți curge rimelul de la el, nu te pătează, nu îți încarcă zona asta, nu o usucă și nu o irită, care e un lucru care e și mai important, pe care îl urmăresc și eu de altfel foarte mult. Și mie îmi place sistemul ăsta cu burețel, știu că este detestat de multă lume, dar mie îmi place, mai ales că având zona asta sensibilă, aplic mai ușor așa, nu trebuie să mă zgâriu sau ceva și îmi place foarte tare și ăsta și plus că îl găsiți cam peste tot, este accesibil și îl găsiți cam peste tot. Și că tot vorbeam de Maybelline, mai am unul preferat de la ei. Maybelline-ul în materie de anticearcăne cam tot timpul
90% din situațiile pe care le-am încercat de la Maybelline, anticeacănele au fost bune. La fonduri de ten, proporția e puțin diferită. 60% au fost ok, 40% așa. Dar încă un anticeacăn foarte bun. Pentru acelea care nu aveți nevoie de o acoperire foarte mare, dar vreți ceva așa lejer pe zona asta de sub ochi, este acest anticeacăn de la Fit Me. Este un anticeacăn, cum v-am zis, lejer, cu acoperire mică. Nu spre medie, așa, dar mai mult mică și nu încarcă zona asta de sub ochi, dar pe ăsta să nu-l folosiți dacă aveți mari probleme cu cearcănele, dacă aveți niște cearcăne foarte profunde, dacă aveți nevoie de corecție de culoare. Ăsta nu este neapărat pentru voi, ci e mai degrabă pentru cele ca mine care n-au nevoie de corecție de culoare și sunt zile în care vreau ceva light, doar cât să-mi uniformizeze culoarea aici, așa, să-mi uniformizeze pielea. Știți? Și arată bine. Rezistența lui este mai mică decât a celuilalt, decât rezistă de eraser, dar este bun. Adică eu sunt mulțumită de el, l-am mai avut și în trecut și l-am recumpărat și îmi place foarte, foarte tare. Apoi, avem un anticeargă în care știu că se află printre favoritele voastre, pentru că multe dintre voi mi l-ați recomandat ani de zile și eu am stat și nu l-am cumpărat și după aceea m-am gândit, dar de ce Dumnezeu nu l-am cumpărat? Pentru că îmi place foarte tare. Este Liquid Camouflage de la Catrice. Este celebrul Liquid Camouflage. La fel și acesta este un anticeargă foarte light. Nu este un anticeargăn care să-ți acopere cearcănele dacă ai niște cearcăne foarte profunde, dar este un anticeargăn care este foarte bun pentru a-ți uniformiza zona asta de sub ochi, pentru a o seta și fără și nu o usucă. Mie nu mi-a uscat zona asta de sub ochi, v-am zis că este sensibilă și nu mi-a sensibilizat-o și mai tare și m-am înțeles foarte, foarte bine cu acest anticeargăn și îmi place. Dacă nu aveți nevoie de foarte mult acoperire, dacă, nu știu, sunteți începătoare între ale machiajului și nu știți cât anticeargăn să folosiți, vă este frică de el, ăsta este un produs bun pentru cu care să începeți. Mi se pare un anticeargăn foarte bun de folosit atunci când nu vrei să te machiezi, dacă nu ai probleme mari cu tenul și vrei doar puțin așa să acoperi în zona asta, că în general cam toată lumea are ceva de acoperit pe aici prin zona cearcănelor, asta este genul ăla de produs, adică nu se vede că ai ceva pe față în zona respectivă, dar îți uniformizează și pielea și o face să arate bine și nu mai e nevoie să pui nimic altceva pe față. Deci puteți să-l purtați și fără machiaj. Și v-am zis, îl văd foarte potrivit și pentru adolescentele care încep să se machieze și care vor ceva așa, dar să fie ceva light, să nu fie ceva super gros, super dens, greu de întins, în care trebuie să lucrezi mai mult. Tot de la Catrice este următorul și acesta este o altă poveste, pentru că ăsta este puțin mai altfel. Este True Skin-ul, anticeargănul lor cel nou, pe care știți că îl iubesc alături de fondul de ten, că și pe fondul de ten îl iubesc. Ei, ăsta este mult, 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 mult diferit. Dacă vedeți voi aici pe mâna mea, ăsta de aici este camuflajul și ăsta de aici este True Skin-ul, ca să înțelegeți diferența de acoperire de opacitate. Este un anticeargăn care are acoperire mare, are acid hialuronic în el, ceea ce înseamnă că o să-ți hidrateze zona aia de sub ochi, dar la fel nu se strânge, nu-ți usucă zona de sub ochi, nu mi-a iritat ochii, nu-mi curge mascara de la acest anticeargăn și îmi place foarte tare. Plus că are acoperire foarte bună, deci este printre acele anticeargăne lichide care au acoperire foarte bună. Personal, ăsta îl văd acolo lângă The Eraser, adică este așa un topul anticeargănelor. Mie nu-mi displac aplicatoarele astea, știu că sunt persoane care se... sunt deranjate de aplicatoarele astea, dar pe mine nu mă deranjează. Le prefer pe astea sau burețelul de la The Eraser. Și ultimul anticeargăn este de la un brand românesc pe care îl iubesc foarte mult și din păcate era să nu-l pun în clipul ăsta, dar am zis hai să atragem puțin atenția și asupra brandurilor românești, că poate asta îi face să se schimbe puțin, să-și schimbe puțin mentalitatea. Și este vorba despre Gerovital Beauty, anticeargănul lor, care este foarte bun. Este un anticeargăn cremos.
Dintre toate, ăsta seamănă ca și consistență cu Truskinul de la Catrice și cu cel de la Fenty. Este mai gros așa, adică este mai mult o cremă ușor mai lichidă. Are acoperire foarte mare și la fel este foarte, foarte bun. Rezistă foarte bine întreaga zi. Este hidratant, nu-ți usucă ochii, nu se strânge. Deci astea sunt criteriile pe care le caut la un anticearcăn și după asta judec în general anticearcănele. Singura mea mare problemă, de fapt două probleme am cu acest anticearcăn, este unul că vine într-o serie foarte limitată de nuanțe, una sau două sunt, pare mi se, ceva de genul ăsta, și este foarte trist pentru că nu acoperim nici măcar jumătate din nuanțele de ten cu două culori, dar aminte cu una. Și a doua chestie este că nu îmi place genul ăsta de sticluță, pentru că trebuie să-l pun undeva, nu pot să vin să fac chestia asta, ups, cred că mi-am dat pe față. Nu pot să vin să fac chestia asta, să-l pun aici, pentru că s-ar putea să apăs un pic mai tare și să iasă mai mult produs, sau s-ar putea să apăs prea puțin și să iasă prea puțin produs. Dacă îl pun pe mână, tot timpul pun prea mult produs. De-aia aș fi preferat un aplicator de genul ăsta, știți? Clasic, stil gloss sau ruj, așa, pentru că ăsta ar fi fost mult mai ok. Dar știu că ăsta poate părea mai igienic, că nu bagi microbii în tub, dar cu toate astea este deranjant, știți, că trebuie să-l pui pe mână și s-a pierdut faza cu igienicul, deci mai repede aș prefera un ăsta. Dar este foarte bun, dacă aveți tenul deschis la culoare și credeți că vi se potrivesc nuanțele astea, puteți să îl încercați, pentru că este foarte bun și v-am zis, ăsta are și acoperire mare, la fel ca și Truskinul, la fel ca și Fenty, au acoperire măricică pentru un anticearcăn. Și toate se blenduiesc foarte, foarte bine și pe toate le-am folosit atât pentru highlight cât și pentru zona asta cearcănelor, adică le-am folosit și pe restul feței, le-am pus peste fondul de ten și arată foarte bine toate și de-aia am vrut să vi le recomand. Spuneți-mi dacă voi aveți alte anticearcăne care vă plac foarte mult și pe care ar trebui să le încerc, pe care ar trebui să le testez, sau ce alte recomandări aveți așa în general pentru noi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să mai veniți la următoarele clipuri. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.